Bună seara, sunteți la o ediție specială Gândul Live. Proiectul eveniment Vreau Președinte a intrat într-o nouă fază. Începând de astăzi, îi vom avea alături de noi pe candidații care s-au înscris în cursa oficială pentru Cotroceni. Iar în această seară, în studioul nostru, se află Monica Macovei, candidat independent la funcția de președinte al României. Bună seara, doamna Macovei, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur să începem cu un candidat femeie și independent în același timp. Și prima întrebare e una... De ce candidați? Ce v-a apucat, doamna Macovei? De ce vreți să fiți președinte al României? Pentru că de 25 de ani în România se minte și se fură, se urmărește interesul personal sau de partid și nu cel public, nu se guvernează bine. De 25 de ani sunt același partid de la putere, în toate combinațiile posibile. Și pe acești 25 de ani am luat decizia. E adevărat că ea s-a cuplat cu momentul în care am văzut candidații și mi-am dat seama că niciunul dintre ei, în opinia mea, nu ne duce înainte, nu duce România înainte, ci o duce înapoi. Unul cu 20 de ani, unul cu 15, unii cu 10, dar oricum înapoi. Cap să pun în, și în timp, să situez în timp acest moment, a fost în perioada aceea fuziunii sau după fuziunea, când a început procesul de fuziune dintre PDL și PNL. Bun, mi-ați spus asta că... înseamnă iunie sau iulie. Da. În România, în ultimii 25 de ani, s-a furat, s-a mințit, ați văzut candidații, dar trebuie că există un resort interior care îl face pe un om să vrea să fie președinte al României. Eu nu mi-am dorit acest obiectiv pentru mine, deci nu am avut această ambiție vreodată să mă gândesc vreau să fiu președinte, să ajung președintele României. Nu, dar în această situație în care am văzut candidații și, repet, în opinia mea, ne duc înapoi oricare dintre ei, atunci am luat decizia asta. Ca să apăr legea, mai departe, să apăr ce înseamnă anticorupție, să aduc dreptatea în educație, în sănătate, în economie, în toate celelalte. Dezbaterea asta o să fie structurată pe mai multe părți. În prima parte, vă propun să avem o discuție așa, privind România de sus, cumva. Știți că în multe sondaje de opinie și în unele pe care noi le-am făcut aici intern cu ajutorul cititorilor noștri de la Gândul și din întreg Mediafax Group, a reieșit că românii își doresc ca în mandatul unui președinte acesta să fie garantul a trei deziderate importante pentru fiecare cetățean și ele sunt simple. Libertate, bunăstare și fericire. Asta așteaptă românii să le garanteze un președinte al țării. Și vă invit să le luăm pe rând. Mai întâi, prin a ne explica ce înțelegeți dumneavoastră prin cele trei concepte. Sigur că da. Eu sunt așa de opinie, am văzut locuri de muncă. Alea sunt atunci când trecem educație, la chestiuni mult mai concrete. Da, da. Și anticorupția era destul de sus. Dar e foarte frumos asta cu fericire și cu libertate. Libertate pe primul loc, e minunat. Prin libertate, dumneavoastră, ce înțelegeți? Eu înțeleg libertatea individuală, libertatea comunității și libertatea țării. Și atunci pot să mă refer și la chestiuni de politică externă care țin de competența președintelui, mai ales în această perioadă în care avem un război la granița de est și avem un premier care este vădit de partea Federației Ruse, care, de exemplu, vineri, când baza militară de la Devestelu a fost preluată de americani, nici n-a fost acolo, nici n-a trimis vreun oficial român, ci s-a dus la Chișinău, dar nu asta e problema că s-a dus la Chișinău, dar acolo o critica pe Victoria Nuland de la Departamentul de Stat al Statelor Unite. Să știți că o să avem suficient timp în dezbaterea asta. Da, apropo de libertate, poate că oamenii simt și acest pericol.
Și atunci au pus libertatea și a țării în joc, pentru că pe prim plan. Pentru că într-adevăr avem această problemă și mie mi-e teamă de ce se întâmplă. Bunăstare? Bunăstare e normală. E normală bunăstare. E normal să fii, să vrei să ai bunăstare. Ce înțelegeți dumneavoastră prin acest? Să ai un loc de muncă, să ai un trai decent, să mergi zâmbindă, exact ca România fericită, sau omul care merge zâmbind pe stradă, copilul tău primește educație bună, dacă se îmbolnăvește cineva în familie, nu trebuie să te gândești de unde împrumuți banii ca să dai pentru o operație și ești bine îngrijit, nu trebuie să-ți cumperi medicamentele. Asta înseamnă bunăstare. Adică să ai tot ce trebuie pentru un trai decent. Și fericire? Și demnitate mai intră la bunăstare după mine. Fericire, dreptul la fericire, le include pe toate la un loc. E mai mult decât libertate. E și ceva de resort intern. Credeți că un președinte... Dar un om poate că e fericit nu numai când e îndrăgostit, nu, și are fluturi în stomac, ci și când, cum să zic, toată familia este mulțumită, fericită și, repet, copiii cu școală bună, că poate s-a gândit și la acest lucru, ceea ce am pus și la bunăstare. Credeți că un președinte poate face concret ceva pentru a garanta cadrul în care oamenii să-și găsească, că da, nu să cred. Îi facă fericiți președintele? Cum? Prin puterile pe care le are în mod direct, și mă refer la politica externă, la menținerea României pe direcția parteneriatului strategic cu Statele Unite, care este încheiat în 2011 și care aș vrea să știe toată lumea că are o componentă militară, dar nu numai atât, că lumea numai la asta, despre asta vorbește, are și statul de drept, are și investiții, ceea ce înseamnă locuri de muncă și bunăstare, și are cercetare. Noi nu mai facem cercetare. Nu poți progresa ca țară, ca industrie, ca nimic dacă nu faci cercetare. Deci, mă întorc la libertate, că asta a fost întrebarea. Trebuie să ținem România pe direcția, să o ținem liberă. Liberă, adică în democrație, că atunci oamenii, fiecare dintre noi, suntem liberi. Și trebuie să o ținem ca atare pe politica externă, pe direcția asta. Eu aș spune mai degrabă Statele Unite și NATO în acest moment, sigur și Uniunea Europeană, dar și acolo sunt probleme. Deci pentru România cel mai sigur este Statele Unite și NATO. Mai departe, bunăstarea este locul de muncă și, ce am mai spus eu, educație, sănătate, mediu și altele. Aici președintele sigur poate să decidă că educația este o prioritate națională și, în opinia mea, este o prioritate națională și poate decide să o, din acest motiv, să o pună ca o problemă de siguranță națională. Nu, n-am luat decizia asta, dar vreau să vă spun că poți să iei un anumit domeniu esențial pentru țară într-un anumit moment istoric și să spui e prioritate națională și ca atare de siguranță națională. Ce poate să facă? Toți care candidăm, sau cred că toți, nu știu eu cel puțin, am o viziune pentru țară, am numit-o, putem să numim program politic, sunt 10 porunci pentru politicieni și fiecare dintre cele 10 porunci pentru politicieni are 10 măsuri și proiecte pentru români, deci 100 în total. Sigur că nu vreau să fiu premier, dar nu cred că un președinte nu trebuie să aibă o viziune pentru țară. Unde vrei să duci România, să fie România? În 5 ani, în 10 ani. Și când lucrezi cu guvernul și parlamentul, trebuie să ai aceste lucruri în cap și să le explici oamenilor și atunci când se duc la vot. Unde vezi tu România, Monica, peste 5 ani sau 10 ani? Cred că toți trebuie să fim întrebați asta. La fel și prim-ministrii. Apoi, pe baza programului, lucrezi cu premierul, cu guvernul, cu parlamentul. Și dumneavoastră, atunci când ați definit noțiunile astea mult cuprinzătoare, ați dat câteva exemple punctuale. Haideți să vă dau și eu câteva exemple punctuale. Uitați. Cozile la fisc, nu am.
v-ați dus să vă plătiți și dumneavoastră dările sau știți oameni care au ajuns. Știu, știu, da. Acolo unde nu poți să plătești cu cardul, spre exemplu, că nu au POS-uri. Unde te simți de multe ori bat șocorit, deși tu vrei să-ți plătești taxele. De asta am spus că intră și demnitatea umană. În... punctual, în fața unor astfel de așteptări punctuale din partea cetățenilor, un președinte ce poate face? Poate cere debirocratizarea și eu am un astfel de capitol, o astfel de poruncă pentru cetățeni cu măsură debirocratizarea și informatizarea administrației și chiar am spus, totul trebuie să se rezolve printr-un click și printr-un zâmbet. Printr-un click acasă, ca să-ți iei orice document ai nevoie de la casa de pensii, de la fisc, sau dacă te duci acolo, tot pe calculator, nu se te trimite de la un ghișeu la altul. Pentru sectorul privat, ghișeu unic, să se facă companie într-o singură zi. Și puteți să faceți dumneavoastră asta ca cer. Președinte. Deci eu spun oamenilor ce îmi doresc eu. Da? Și mai departe, eu voi spune permanent guvernului și parlamentului acest lucru. Haideți să informatizăm administrația. Și vreau să implic oamenii în, așa cum acum lucrez cu voluntari, eu fac un grassroots, cum să zic, un mod de organizare, adică de la firul ierbii. Lucrez cu oameni, cu voluntari, la fel vreau să lucrez cu oameni în continuare, pe principiul democrației participative, care există de mult timp în Elveția, în Canada, în Statele Unite, și în care oamenii sunt consultați tot timpul, foarte des. Până la urmă le spui, dragii mei, trebuie să vă spuneți și voi părerea, trebuie să spuneți ce vreți. Deci aveți de gând și să faceți multe referendumuri. Poți să faci unul pe an cu 10 subiecte, de pildă. 5, 7, câte sunt nevoie. Vreți informatizarea administrației, asta dacă guvernul nu o face, sau parlamentul nu o face prin lege. Să știți că am mai văzut referendumul în care cetățenii au fost întrebați. Da. Fără un rezultat concret ulterior. Iar întrebări de genul ăsta, vreți informatizarea sistemului? Sigur că vor primi răspunsuri pozitive. Sigur, atunci am să vă spun ceva. Poate că nu va fi nevoie să întreb și poate că guvernul și parlamentul, pentru care urmează alegeri în 2016, vor spune, da, le facem. Pentru că altfel eu voi comunica cu oamenii și îi vor sancționa la alegeri și o să le cer asta, pentru că nu lipsește acest tras la răspunderea parlamentarului. Educația și sănătatea, iarăși, sunt derivate din conceptele largi pe care le discutasem. Și o să mă întreb punctual. Nu vorbim, putem discuta până mâine despre reformă în educație și așa mai departe. Educația și sănătatea au în spate niște oameni, niște profesori, niște educatori, niște medici, care în momentul de față sunt prost plătiți în România. Mult sub standardele europene, spre exemplu. Și care de multe ori îi pun pe acești oameni în postura de a primi bani. De la părinți, de la pacienți. Dumneavoastră sunteți de acord ca medicii, profesorii, să primească bani de la pacienți, părinți? Nu. Și haideți să vorbim despre doctori, în primul rând. Nu discut aici despre un act medical condiționat de o sumă de bani. Nu, de rutina în care au intrat pacienții, care știu că trebuie să vină și să dea, chiar dacă ți se cere sau nu. V-ați referit iarăși la încălcarea demnității acelor doctori, în general tineri care pleacă, și un prim motiv pentru care pleacă este că se simt... Da, își simt demnitatea călcată în picioare când vine pacientul să le ofere ceva. Iar unul dintre ei poate că trebuie să aibă, pentru că salariul e foarte mic și nu le ajunge pentru un trai decent. La fel se simt cu, își simt demnitatea călcată în picioare când postul e ocupat de fiul nu știu cărui director de spital și nu de el. Da, trebuie să le dăm salarii decente, trebuie să le mărim salariile. Și eu am făcut un calcul pe cifra de 4.000 de medici tineri care au plecat din România. Am investit în educarea și formarea lor 1 miliard de euro și mărindu-le salariile, eu am pus o cotă destul de mică
cam cu 5% față de ce acum, în medie, în fine, a ieșit o sumă de 250 de milioane de euro. Deci și economic câștigăm. Dar, în primul rând, câștigăm prin faptul că o parte din ei care vor, desigur că nu pot fi obligați, se întorc și tratează oamenii, că noi nu mai avem doctori care să trateze oamenii. Dumneavoastră, personal, deci eu sunt pentru mărirea salariilor și eu am pus în program buget la sănătate 6%, cât este și media europeană. Dumneavoastră, vreodată, personal, ați dat bani unui medic? Nu, n-am dat. Unui profesor? Nu. Niciodată? Nu știți de ce am... Deci pe vremea când am făcut eu școala pe la care se cerea fondul clasei și așa, nu există așa ceva. Nu se dădea. N-am copiat niciodată, n-am... Asta cu copiatul e o aluzie... Nu m-am gândit la Ponta, nu. Nu v-ați gândit la Ponta. Nu. Să știți că eu o să vă întreb totuși de Victor Ponta. Vorbiți despre niște... Da, hai să nu terminăm asta cu sănătatea și educația. Aș vrea să spun de când atunci, de unde luăm banii. Ar merge logic. Vă rog. Sigur. La educație tot așa am pus 6% buget. Mm-hmm. Media europeană e de 5%, dar noi suntem în urmă. Problema este să fie în realitate, nu pe hârtie. Și prima întrebare, de unde sunt banii? Iar eu vreau să insist asupra acestui lucru, că în România sunt bani, nu trebuie să-i aducem din afară. Dacă recuperăm banii din evaziune fiscală, care sunt de ordinul a zecilor de miliarde potrivit unui calcul al Băncii Mondiale, miliarde, zeci de miliarde de euro pe an, dacă recuperăm, mai să ne gândim la ultimele două scandaluri, Microsoft, bani din educație, iarăși 50 de milioane de euro, sau Lukoil cu evaziune fiscală, în anchetă cel puțin, 230 de milioane de euro. Am dat trei exemple. Deci fie nu se duc banii, deci nu se fură, fie îi recuperăm și aducem înapoi în buget. Avem bani pentru 6% sănătate și 6% educație. Avem bani pentru salarii. Bun. Avem bani să facem spitale. Din 230.000 de lei, cât deocamdată stabilit prejudiciu pe evaziune fiscală la Lukoil, am calculat cu un doctor de la MedLife să facă peste 40 de spitale în România. Doamna Macovei. Așa. V-am ascultat cu mare interes. Văd că v-ați făcut temele, ați făcut calculele foarte bine, dar ați fi avut un argument să mă convingeți dacă dumneavoastră candidați pentru funcția de prim-ministru în cazul în care se făceau alegeri. Am spus că un președinte trebuie să aibă o viziune pentru țară și trebuie să știe. El aprobă bugetul sau nu-l aprobă, corect. Îl promulgă Haideți sau nu-l promulgă. Să presupunem că ajunge... Da, trebuie să știi absolut, să faci bugete, să faci absolut, calcule. Să presupunem însă că ajungeți președinte al României pentru a rezolva ce v-ați propus dumneavoastră? Să reducem evaziunea, să construim spitale, spre exemplu. Va trebui să discutați cu guvernul. Sigur că da, am spus că voi face asta. Presupunând că ajungeți președinte al României și actuala majoritate nu se schimbă. Poate se formează o majoritate în Parlament care face o moțiune de cenzură și cade guvernul. V-am invitat să presupunem. Până atunci, va trebui să lucrați cu actuala majoritate. Deci dacă nu se întâmplă asta, voi lucra cu actuala majoritate. Veți coabita cu Victor Ponta? Nu voi coabita, nu folosesc acest cuvânt, nu-mi place deloc. Voi discuta, așa cum am spus și la începutul emisiunii. Voi lucra cu oamenii, voi implica oamenii. Uite, avem bani, vrem să adunăm bani din evaziune, vrem atâta la sănătate, la educație. Nu veți avea așadar nimic în a lucra cu premierul Victor Ponta. Trebuie să lucrez cu cine este. Eu adun cu cine este. Eu adun oamenii la masă. Mm-hmm. Și vă amintesc că în Parlamentul European, în cei 5 ani de mandat, am trecut 40 de legi și asta înseamnă că mi-am format o majoritate de minimum 400 de europarlamentari și n-a fost ușor și am negociat de la stânga la dreapta cu peste 700 de parlamentari. De multe ori am avut 600. Deci negociez, știu să negociez. Totdeauna ai un nivel de la, sub care nu cobori. Vrei să-ți realizezi măcar un obiectiv din două sau unul și jumătate. Dar negociez, dar nu numesc coabitare.
Ceva e de nenegociat, justiția și numirile la conducerea parchetelor. Și când spuneți asta, desigur, vă gândiți la varianta pe care v-am dat-o eu, domnul Victor Ponta, premier, în continuare. La tot ce am spus m-am gândit la asta. Am zis ce se negociază și totdeauna stabilești niște limite. O să le spun de fiecare dată care sunt, deși la negociere depinde de situație. E bine să nu știe partea cu care negociezi ce nu lași deloc și ce lași de la început. Dumneavoastră, pe cine ați dori să aveți premier în fruntea unui guvern al României? Pe un om care împărtășește aceleași principii cu ale mele și deja am spus-o astăzi, un premier de vis ar fi Daniel Morar. Și asta pentru că Daniel Morar a condus DNA, care are două secții, nu numai anticorupție, ci și secția de infracțiuni asimilate corupției, adică infracțiuni economice. Aici înseamnă evaziune fiscală, peste 1 milion de euro toate. Abuz în serviciu, spălare de bani. A văzut tot sistemul, s-a ocupat de politicieni DNA-ul, de marea corupție politică. A văzut cum se fură, ca să spun, cum să zic, popular. Da, da, ați discutat cum cu se fură. Mare. Nu, am spus că nu l-am întrebat, dar am fost întrebată cu insistență nici pe cine aș vrea. Nici ulterior nu v-a pe sunat cine aș vrea, Morar, când în cursul zilei de astăzi... Când doar vă cunoașteți, da. Da, bun, am vorbit de mult timp, de peste un an de zile, când ne-am întâlnit întâmplător. Deci răspunsul e la pe cine aș vrea. Nu știu dacă domnul Morar o să vrea sau nu o să vrea. Dar oricum ăsta este genul de om. E un gen de om care e ferm, care nu se lasă păcălit și în cazul lui Morar nici nu poate fi păcălit, tocmai pentru că știe cum se fură în guvern sau în fine, la nivelul clasei politice. Va încheta bine bugetul înainte de a-l promulga. Și legile, că eu am văzut și eu un guvern unde pui o virgulă, scoți un cuvânt pe un cuvânt. Răuvoitorii, doamna, vă vor întreba ce alți procurori mai vedeți printre miniștrii cabinetului domnului Daniel Morar. Nu, alții nu. Nu, și v-am spus și de ce Daniel Morar. Am înțeles. Haideți să presupunem și că nu veți trece de primul tur. V-am invitat să presupunem că veți trece, să presupunem și că nu veți trece. Unde, în turul 2, în această ipoteză pe care o discutăm, ajung domnii Ponta și domnul Ponta și domnul Iohannis? Unde veți ajung? Susține în turul 2, ajung. A, domnul unde ajung? Ponta așa. Și domnul Iohannis. Veți susține unul dintre cei doi candidați? Singurul răspuns pe care vi-l dau este Monica Macovei. Da, nu înțeleg. Deci eu nu fac presupuneri pe această variantă. Mintea mea este setată să câștig. Și cred că oricine pornește și la un cross și la alergat 100 de metri viteză, sărit gardul, pornește cu ideea să câștige, nu? Și când vă veți gândi, doamna? O să mă gândesc și la asta. Dar oricum, ca să fac un pas totuși în față și să nu supăr prin răspunsul meu, deși chiar așa gândesc, eu voi cere garanții în scris, semnate, dacă voi susține pe cineva și electoratul pe care îl văd că l-am nu se va duce așa. Electoratul dumneavoastră în acest moment este mai apropiat de domnul Ponta sau de domnul Iohannis? De niciunul. De niciunul. Și împotriva căruia este mai accentuat? A spune împotriva ambilor. Foarte mulți îmi spun că nu s-ar fi dus la vot. Și este exact segmentul de populație, segmentul de votanți, hai să spunem, cele 5 milioane de români, cam așa, sociologii, cam atâția sunt, din România, nu mă refer la diasporă, care nu mai votează de 8 ani, de 10 ani de zile. Că nu mai vor să voteze rău cel mai mic și că sunt... că nu au niciun respect față de cineva din clasa politică. Am spus că toată lumea, nu cam toată lumea a fost la guvernare.
Sigur, excepte Noua Republică, da. În rest. Mai este un candidat femeie în această cursă, doamna Elena Udrea. Cum vedeți candidatura domniei sale? Colorată. Detaliați-vă, rog. În ce culori sau câte culori? Sau ce să... Cum preferați? Deci nu am ce să detaliez. A fost, spre exemplu, criticată, așa cum spuneți și dumneavoastră, că are o campanie colorată, salturi cu parașuta. A, nu știu, a făcut asta în campanie, da? În precampanie. Casca de muncitor pe cap, în afișe, ați văzut-o. Cum vi se par astfel de ieșiri în campanie electorală? Eu când am spus colorată, nu m-am referit neapărat la aceste gesturi de campanie pe care, sau precampanie, pe care unele le știu, unele nu le știu. În general, candidatura, adică nu mi se pare o candidatură foarte serioasă în fața electoratului român. Vă întreb deoarece și anumite acțiuni de campanie de ale dumneavoastră au fost calificate la fel, cel puțin colorate. Poate că noțiunea de colorat avea un alt sens decât cea pe care o folosesc eu acum. Mm-hmm. Vă referiți la o motocicletă? Dumneavoastră v-ați referit la motocicletă? Da, pentru că să eu vreau să mă refer asta, la trotinetă, să știți era... că v-am văzut pe trotinetă dimineața. Da, eram la Timișoara. Mm-hmm. Acum am venit pe motocicletă pentru că Sorina Avram, cu care filmez și cu care am filmat și eram la birou, era deja 7 și trebuia să fiu aici. Mașina cu care trebuia să vin era blocată între alte două mașini. Și așa cum prima oară m-am suit pe motocicletă, când era foarte aglomerat și eu așteptam un taxi și el spune hai, urcă-te că mai am o cască, și în seara asta m-a adus el până la capătul străzii, că e interzis. E adevărat, dar n-ați intrat cu motocicleta în studio. Acolo a fost o altă problemă. Acolo a fost o alegere. Teo a spus fie intri cu motocicleta de la... nu știu, dar intra în studio până în studio, fie calci. Și pus în fața acestei alegeri, am zis, mai bine stau pe motocicletă în spate, dar sunt aceeași persoană și dacă stau pe motocicletă, cum să spun, mă dau jos, mă așez pe scaun. Nu vi se pare nimic în neregulă în aceste ieșiri din campanie? Nu, dar nu au legătură cu campania, serios. Deci noi am început să mergem pe motocicletă pentru că ne grăbeam, taxiul nu venea, sau circulația, după cum știți, e greoaie și când te grăbești. E prima oară în viața mea când am mers pe motocicletă acum. Și nu am permis de motocicletă, ca să fie clar pentru toată lumea. Stau în spate și mă țin strâns de spătarul celui din față. Dumneavoastră cu o pisică în brațe într-o poză pe Facebook. Da, e dubii. Deja, da. Și iubesc animalele. Nu, dar serios, ce are asta? Am văzut un comentariu interesant din partea unui cetățean pe Facebook când a văzut acea poză cu dumneavoastră, cu Dubi. Da, da, acum e brațe. Și asta o poveste, adică eu povestesc lui Dubi lucruri serioase. E în regulă, stați să vă spun și eu comentariul cetățeanului și chiar o să vă rog. Da, foarte multe sunt foarte frumoase, probabil că l-ați ales pe unicul... Chiar era... Okay. Chiar era amuzant. Dânsul constata, după ce a văzut acea ipostază, că a fost convins de ce a văzut, va vota pisica. Ce înseamnă asta? Că i s-a părut că sunteți neserioasă, doamnă Mocovei. Asta este. Fiecare ia cum vrea. Eu sunt aceeași, nu am cum să mă schimb. Mie mi se tot spune tot timpul că ați simțit nevoia să vă umanizați? Mie mi se spune tot timpul să arăt partea umană, să spun, cum să zic, da, nu-ți chiez, zâmbesc, râd, am prieteni. Nu o să încep să ies acum cu prietenii în orașul meu pentru asta. Nici n-am când. Dar asta cu pisica am făcut-o și în campania pentru europarlamentară. Dar e un mod de a dialoga, de a spune lucruri serioase, într-o formă mai ușor de acceptat și mai ales pe Facebook. Da? Despre Facebook vorbim. Unde o poză fără pisică nu se viralizează. Ba nu, nu, am și poze fără pisici. Nu, Ice Bucket a fost fără pisici. A fost cu pozele condamnaților. Înainte să trecem la cea de-a doua parte a acestei dezbateri,
pe care, iată, am colorat-o în ultimele minute, o să vă rog să ne întoarcem puțin la contracandidații dumneavoastră. E interesant de știut cum vă poziționați dumneavoastră față de ei. Sunt 13, ar fi greu să-i luăm pe fiecare pe rând și să-i analizăm. O să vă mai invităm la noi, poate o să avem ocazia. În momentul ăsta o să vă rog să-i luăm pe primii 5, 4, 5 cotați în sondaje și am să vă rog să alăturați un cuvânt care credeți că îi definește. Victor Ponta. Un singur cuvânt care, în opinia dumneavoastră, l-ar defini pe Victor Ponta. O să spun două. Gol și trădător. Bun. Klaus Iohannis. Fără substanță. Elena Udrea. Tot fără substanță. Domnul Tăricianu? Șmecher. Și domnul Meleșcanu? N-aș spune trădător, dar un mare semn de întrebare privind ce a făcut la SIE sau ce ar face ca președinte. Am spus multe cuvinte. Un om care ne-a păcălit, care e cuvântul? E mai mult decât șmecher. Bun. Am cerut ajutor pentru un cuvânt. O să-mi permit, deoarece sunt moderator în această dezbatere și nu se cade să vă favorizez nici ajutându-vă, sugerând cuvinte, să lăsăm la nivel de propoziție cu întrebarea la final. Bun, vă mulțumesc. Pe restul, cu altă ocazie, sunt suficienți asupra cărora trebuie să ne aplecăm. Bun. Înainte de începerea campaniei electorale și în prima săptămână de când a început oficial, i-am întrebat pe cititorii Gândul ce vor de la președintele lor. Într-unul din chestionare i-am rugat să ne spună mai mult care sunt cele mai importante calități pe care ar trebui să le aibă viitorul șef de stat. Câteva mii de oameni au răspuns, iar topul celor 5 atribute ale unui președinte, așa cum rezi în răspunsurile cititorilor noștri, sunt următoarele. Lider, cinstit, educat, echilibrat, competent. Foarte frumos. Astea sunt. I-am rugat, nu știu dacă ați urmărit campania noastră, am avut posibilitatea, am dat posibilitatea oamenilor să se înscrie și să candideze într-un spațiu virtual alături de candidații oficiali în această cursă. 6 dintre cetățenii care s-au înscris în acest experiment pe care noi l-am propus au devenit challengeri ai candidaților oficiali. Ei au venit, s-au validat în fața oamenilor aici, preluând mare parte din mesajele transmise de cetățeni și vor veni pe rând să vă adreseze dumneavoastră, candidaților oficiali, întrebări. Până atunci, challengerii au fost rugați să pună deoparte aceste 5 calități ale unui președinte cu numele fiecărui candidat oficial. Vă invit să vedem cum ați fost calificată dumneavoastră prin prisma celor 5 calități. Nu mă pot califica singură. Ce o privește pe doamna Macovei? Nu pot să spun că a demonstrat capacitățile caracteristice unui lider și nu spun asta numai datorită faptului că e un candidat independent, dar apreciez totuși faptul că, iarăși, în ciuda faptului că e un candidat independent, a reușit să strângă destul de mulți oameni în ultimul timp în jurul dumneaei și asta e de apreciat, deși nu o califică ca fiind lider. A spune cinstit pentru că e una din puținele persoane care a luat măsuri directe în ceea ce privește lupta împotriva corupției și este cumva fondatorul unei instituții care se spune că funcționează în privința asta. A spune și competent, este un om educat și echilibrat. În schimb, o mică notă în ce privește pe dumnea ei. Anunțul de campanie pe care l-am văzut mi s-a părut foarte plastic.
nu mi s-a părut o adresare, având o adresare umană, mi s-a părut ca o adresă pe care ar face o mașinărie, și nu o spun în mod jignitor, o mașinărie unor oameni. Mi s-a părut că mi se adresează un robot și nu mi-a plăcut asta, de aici și motivul pentru care n-aș califica drept lider. Mulțumesc, domnule Ureche. Deci eu consider o persoană competentă, o persoană echilibrată, desigur și educată, persoană cinstită, pentru că practic a întruchipat imaginea cinstei și trebuia să fie o persoană în fruntea, să fie o persoană cinstită, lider, rămâne de văzut, dar nu o pot califica ca un lider. Domnule Nicu Șordan. Lider, nu. Cu simpatie spun. Cinstit, evident. Competent, evident. Echilibrat, nu. Educat, da. Domnule Vrabie. Mulțumesc. Am să păstrez convenția și în acest caz. Pe doamna Macovei. Doamna Macovei, cred că ar fi un excelent avocat al poporului. Deși recunosc că nu doar încă din 2012 ca avocat al poporului, dar anul ăsta mi-ar fi plăcut eventual să o văd chiar și comisar european pe justiție. Vă mulțumesc, domnule Enache. Nu are valențe dovedite de lider. Nu știu dacă este sau nu. Până la momentul de față, eu nu le-am văzut. Cinstită, indiscutabil. Competențe are. Este educată. Însă, din punct de vedere al echilibrului, aș avea ceva să-i reproșez. A zis în această precampanie doamna Elena Udrea la un moment dat, românii vor alege anul ăsta un președinte femeie. Și dânsa a răspuns da, pe mine. Eu fiind doamna Monica Macovei, nu aș fi răspuns doamne Elena Udre. Deci, doamnă, astea sunt părerile challengerilor noștri. Cele 5 calități le-ați văzut. Haideți să vorbim despre ele. Vi se par relevante? Lider cinstit, educat, echilibrat, competent. Da, mi se par relevante. Challengerii au avut o problemă în ceea ce vă privește atunci când a venit vorba de lider. Da, unii au spus, nu am mai vorbit între noi, ca să știți, așa că nu am zis chiar tot. Unii au spus că rămâne să dovedesc, unii au spus că nu știu, unii au spus că nu. Cred că cam așa a fost. Eu ce să vă spun? Am fost ministrul justiției, ce am vrut să fac și ce mi-am propus să fac, obiectiv am făcut, asta înseamnă să fii lider. În Parlamentul European la fel. Da, că îți propui să faci ceva, da? Pentru Republica Moldova, vizele de pildă, acordul de asociere sau să adopți o lege, directiva confiscării. O dau de exemplu că e foarte faimoasă și e ultima. Echilibrat, iarăși, au fost da, una, două. Asta mă surprinde cu echilibrat, pentru că mi se spune că sunt prea echilibrată, prea rece și echilibrată și sunt ca un robot. Mm-hmm. Doamnă, este momentul... Da, dacă a dat exemplu acelui răspuns că România au de ales o femeie și am zis da pe mine, ce lipsă de echilibre asta? Poate că o să aveți ocazia să vorbiți și cu domnul Enache, sigur că da, challengerul sigur, nostru, să-l convingeți să-l că s-a înșelat până da, la urmă, sau să sunt curioasă, cereți detalii. Da. Da. Bun. În această seară, alături de noi, este unul dintre cei 6 challengeri din Vreau Președinte, domnul Miroslav Tașcu Stavre. Bună seara. V-ați cunoscut, ne-am cunoscut în timpul acestui material. Domnul Stavre a pregătit de zilele trecute, de când știe că va ajunge în fața dumneavoastră, câteva întrebări pe care vi le va adresa. Domnul Stavre s-a implicat în această campanie, a urmărit cu mare atenție ce i-au transmis cetățenii, atât pe site-ul nostru, cât și pe contul de Facebook și așa mai departe. Și
O să-l rog pe domnul Stavre să pună aceste întrebări. Sigur că da. Dacă îmi permiteți înainte să fac... Vă rog. Să lansez întrebările, vreau să spun câteva lucruri. În primul rând vreau să vă spun că sunt foarte fericit să văd în campania electorală un candidat cu șanse care vine din societatea civilă. Cred că aici am câștigat foarte mult. Mă refer la candidatura doamnei Monica Macovei. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun înainte de a trece, ca orice challenger și la întrebări și eventual lămuriri mai degrabă și curiozități, aș vrea să spun că mă bucur enorm că văd un candidat femeie în cursa pentru Palatul Cotroceni cu șansă. Pentru că am mai avut candidați, dar e pentru prima oară când vorbesc de lucrurile acestea și având în vedere contextul românesc, mă refer aici în primul rând la reprezentarea femeilor în politică, cred că ăsta e un lucru bun, un lucru foarte important. Acum, vă spun onest, mi-am luat treaba și de challenger, dar pe de altă parte eu sunt foarte în serios, sunt lector universitar, predau știință politică la Universitatea din București și o fac zi de zi și vă spun onest, am intrat și pe rețelele de socializare, am citit programul dumneavoastră politic și prima lămurire sau primele chestiuni sunt legate de program. Sigur, s-a discutat de modul în care arată campania, dar eu pornesc de la program pentru că consider că, așa e onest, programul reprezintă o promisiune, un deziderat pentru dumneavoastră și m-aș bucura să văd și în cazul programului de guvernare al lui Victor Ponta, dacă și-a respectat punctele, dar pornind strict de la program, am să vă introduc un pic în context și după aceea am să adresez întrebare. Vă spun sincer, citindu-l, cu foarte multă atenție, viziunea pe care o regăsesc, o văd eu în program, este una de factură liberală. Mai degrabă, aș spune chiar de liberalism extrem și este un program libertarian în multe puncte. Nu în totalitate, nu vreau să-i plictisim pe alegători și așa mai departe, dar sunt foarte multe locuri unde concepția stat minimal, privatizare și sunt zone în care discutați foarte mult despre această viziune, mă vor îndreptăți să vă adresez și o întrebare la final. Pe de altă parte, constat ce am ascultat în interviul de astăzi, discutându-se foarte mult despre sănătate și educație și aici, onest vă spun, am constatat foarte multe inadvertențe de natură logică și după aia doctrinară. Dacă îmi permiteți, o să citez. Stat minimal, principala sursă a corupției e statul. Aici eu v-aș întreba dacă e sau nu e doar statul, pentru că vedem. Nu, există corupție și în sectorul privat. Privat și... Sigur, sunt și convenții împotriva corupției în sectorul privat. Concepția pe care o au, nu știu, sigur, și în știința politică despre stat minimal este asta corectă de aici. Se ocupă de funcțiile esențiale. Apărare, siguranță, justiție, monedă, fiscalitate, diplomație. De restul se ocupă cetățenii liberi. Ori dacă asumați asta... Ulterior văd sănătate, educație, nimeni nu trebuie lăsat în urmă, pare mai degrabă de stânga sau, în cel mai rău caz, mi se pare că este un mix în care, din dorința dumneavoastră, probabil și firească, de a cuprinde cât mai mult electorat, încercați să împăcați pe toate. Eu am comentat pe Facebook, îmi cer scuze că nu e neapărat academic, am spus că e un program cu de toate, ca o șaorma în multe locuri. Întrebarea foarte punctual, clar, și dacă doriți, cu mare drag m-aș bucura să discutăm pe programe, așa mi-aș dori și cred că ar trebui să desfășoare o campanie electorală, vă asumați o poziție sau o viziune liberală sau libertariană în programul dumneavoastră? Haideți să ne lămurim. Dumneavoastră când spuneți liber și să vorbim în concret, dacă vreți, pe câteva puncte. Da, dacă spuneți liberală, este într-un fel opusul uneia, cum să zic, socialiste de cu stânga, siguranță, da? De pe partea dreaptă. Da. Adică nu, să nu se gândească lumea la PNL, de exemplu. Nu. Vreau să spun că liberalii în Parlamentul European votează cu socialiștii, sunt de stânga. Deci ca să lămurim asta de la început.
Liberal-conservatoare, poate în familia așa politică în care sunteți. Adică v-a asumat această poziție? Sigur că da, cred în asta, da. Și acum, ce ziceți că este diferit, că contrazice aceste... acest sistem. Păi de... vă spun în mare și pornind de la ce știu, eu pe din afară ce am scris la sănătate și la educație. Este adevărat. Dar dacă spuneți un da, stat bun, minimal deci care că... se ocupă de justiție, sănătate, statul minimal în varianta libertariană sau asta statul haideți minimal că vă răspund ce am este în vedere. Varianta lui Nozick, respectiv varianta lui Mises în cea mai bună formă. Ceilalți liberali vorbesc mai degrabă de un stat care este activ. Dacă lăsați eticheta de stat minimal, eu așa o înțeleg, probabil că nu toți ceilalți. Și în condițiile acestea, sănătatea și educația îi privesc pe cetățeni, da, privatizare și lucruri de genul ăsta și, nu știu, poate vă asumați, eu am niște obiecții, sigur. Foarte legate. Bine că aveți, suntem oameni vii și avem obiecții și comentarii, da. La sănătate. Propun să se facă casele private de asigurare de sănătate alături de casa publică de sănătate. Alături. Deci alături, da. Să rămână așa. Și cea publică, sigur. Ok, e bine. De asemenea, există varianta să privatizăm cât mai multe spitale sau să dăm bani privaților să se ocupe de ele. Eu am discutat mult cu doctorii, cu cei de la MedLife și cu alții înainte de a face acest program, care sunt problemele acolo unde nu le știu. Dar cu managerii din spitalele publice ați discutat? Știți de ce vă întreb asta? Pentru că și acum... Nu, e adevărat că am discutat cu sectorul privat că... Vă spun și de ce. Pentru că și astăzi Casa Națională de Asigurări de Sănătate finanțează, nu poți să mergi la un operator privat și decontează casa. Știți că primii care decontează serviciile de sănătate sunt privații, iar statul e ultimul pe lista decontărilor către Casa Națională și de asta avem situații tragice. Nu știu, e doar un contraargument la ceea ce spuneți. Casa dă întâi privaților și da, apoi dă asta statului. E realitate. Da. Mai departe... Educație. La educație mi se pare foarte important, aici nu o să aveți mic împotrivă, să eliminăm corupția, plagiatul, nepotismul 100%, și toate 100%. Celelalte. Și educația mi se pare chiar prioritatea aceea zero, trenul în care trebuie să ne urcăm toți ca societate și să spunem, uite, noi toți avem ca obiectiv prim educația și în 5 ani de zile totul se duce pe educație. Irlandezii au făcut așa, de pildă, cu niște ani în urmă. Deci nu e un program libertarian. Nu trebuie să privatizăm toate școlile. Nu, nu, stați un pic, n-am zis asta. Vă citesc. Avem 80 de universități de stat, de pildă, da, da, care fabrică diplome. Da. Bun, și aici am zis că trebuie reclasificate, adică da, reevaluate de experți, de comisii din care să facă parte experți străini. Total, și care sunt bune să rămână și poate intrăm și noi în acele clasamente internaționale și așa mai departe. Sau să recunoaștem automat... Este într-un top de tipul se ăsta. Se poate, nu sunt dar toate 80. Asta este. Dacă... Și să ajungem la un învățământ privat care să fie foarte bun. La noi invers decât în restul lumii. La noi învățământul privat e mai slab decât învățământul de stat. Te duci în Statele Unite sau în multe alte corect părți, în Marea Britanie sau în Franța sau în Elveția, învățământul de privat e mult mai bun. Spuneți că fiecare diplomă va valora atât cât valorează în clasamente naționale și că dacă statul va înceta să distorsioneze piața, credeți în piață, văd necritic, și piața recunoașterea trebuie... lor va fi, cu tot respectul, dacă am zis automată, recunoașterea diplomelor emise de facultățile care se situează, deci copiii români studiază în străinătate, fiind cu o diplomă de la universitate din străinătate. Dacă facultatea de la care vin ei este situată cel puțin la nivelul uneia din România, atunci să-i se recunoască se face automat, automat diploma. Bologna. Dar spuneți, da, trebuie lăsată piața să decide care diplome sunt valoroase și care nu. Ori dacă păi lăsăm doar piața... Ăsta, piața. Clasamentul internațional este piața în cazul educației. Nu. Eu la piață mă gândeam la ceea ce cere piața forței de muncă, adică corporațiile sau alte lucruri. Pentru că... Să știți că am avut în minte și asta am pus-o în platforma reformiștii
cu colegul noastră Cristian Preda și ceilalți, o coroborare între educație și piața muncii, să-ți faci calculul pe 5 ani, pe 10 ani, cam ce ai tu nevoie în România, de inginer, de doctor, de siderurgist, de ce ai nevoie, de profesori, și să mergi cu educația așa. Însă am stat de vorbă cu olandezi și cu mulți alții care au făcut aceste experimente și m-au spus că nu merg, pentru că piața muncii e foarte flexibilă și că mai mult de câțiva ani, după 2-3 ani, se schimbă. Se poate corela în anumite domenii, pentru că sunt industrii, regiuni care trăiesc dintr-o anumită industrie. Da? Vă dau un singur exemplu. Eu sunt la universitate, dar la Facultatea de Litere la Studii Europene. Piața forței de muncă nu cere profesori de limbă română. Cere foarte mulți ingineri și pitește să-i angajeze. Și cred asta pentru că cred că școala nu trebuie să te pregătească doar pentru o meserie. Cred și cel puțin noi facem asta. Dar care este primul, să te pregătească care primul pentru obiect, cetățenie. Care este primul obiectiv la educație? Care menirea educației? Sunt de acord, principial, dar... Din ce am scris eu acolo, atunci, care e menirea educației? L-ai un deziderat, doamna păi, Macovei. Cu asta de acolo am pornit. Să formăm oameni care să gândească liber. Da. Corporațiile n-așteaptă păi de nu, la aici intră istorici, intră toți creativii, de care nu e nevoie, care nu sunt ingineri. Oameni care să gândească liber și care să poată decide liber și care să găsească un job. Spuneți în secolul 21. Spuneți că monopolul statului trebuie să înceteze. Și vă citez. Aceasta nu înseamnă că toate școlile de stat vor fi privatizate, dar înțeleg că unele da. Da, unele da. De ce nu? Vă întreb. La momentul acesta, accesul copiilor din mediul rural în universitate este în jur de 2-3%. În condițiile în care statul finanțează și avem școli mai comasate și așa mai departe. Credeți că în condiții de piață liberă se va găsi vreun antreprenor să facă școală la vințul de jos? Aici văd o intervenție a statului, pentru că avem acest, acum e o chestiune temporară, până când o rezolvăm, acest mare decalaj între copilul de la țară și copilul de la oraș, pentru că cel de la țară de multe ori vine din case unde nu au nici electricitate. Avem și tot 250 de mii de copii analfabeți. Unor fac kilometri întregi pe drum, n-au ghiozdane, n-au cărți, n-au căldură, ce să mai n-au cele trebuie de bază și au și le luăm și școală. Că o să vină antreprenori în mediul aici, am spus, aici, nu, aici trebuie statul să intervine ca să asigure egalitatea de șanse a copilului din mediul rural cu cel din mediul urban. Mă bucur că lămurim, pentru că statul înțeleg că trebuie acolo să intervină. Nu, dar scrie asta acolo, cu egalitatea de șanse între copiii din mediul rural și urban. Domnul Stavre, dați-mi voie să o întreb și eu pe doamna Macovei, că e important. Cine a scris programul dumneavoastră? Eu l-am scris împreună cu un coleg, prieten. Ne puteți spune numele dânsul? Că e totuși important. Bănuiesc că va face parte în eventualitatea în care veți ajunge și la Cotroceni și din echipa dumneavoastră. Dacă e de acord. Oricum, forma finală este a mea, ca să încheiem orice discuție. Bun. Și nu e Cristi Preda, colegul dânsului. Eu am o bănuială, dar nu știu. Lumea asta libertariană e destul de mică. E a treia, a patra variantă. Deci am lucrat cu mai mulți și am început cu sectorul privat, cu cei din afaceri, pe bucăți. Apoi am stat de vorbă cu doctori, adevărat din sistemul privat. Și în fine am ajuns să o structurăm așa. Mai. Doamna Macovei. Mai frumos, pe porunci. Da. Mergem mai departe și o să vă rog să răspundeți unei întrebări puse de o colegă de-a noastră de la Gândul.info, Anca Simina, împreună cu alți colegi. Noi facem aici la Gândul o campanie privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Am mers la fiecare lansare a candidaților, am încercat să le facem cheltuielile, să refacem cheltuielile. Luați-mă și pe mine. Le dăm pentru transparență. Haideți să ajungem la întrebarea Ancăi, după care vă rog să răspundeți. Ați fost în 2006 inițiatoarea declarațiilor de avere și de interese publice și detaliate. Astăzi, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale, cum ar arăta declarația de interese a campaniei dumneavoastră? Altfel spus, cine vă finanțează și cât costă o campanie electorală de acest tip, fie ea și cu cheltuieli minimale? Declarațiile de interese și de
avere le-am adoptat în februarie 2005. Știți de ce fac corecția asta? Pentru că acei doi ani n-am să uit niciodată. În 2006 nu prea mai puteam să fac asta. În 2007 ați fi plecat din guvern. Dacă... Nu, dar deja erau foarte siguri că toată lumea că intrăm în UE. I-am luat repede în februarie 2005. Deci, doamne. Da. La mine totul transparent. Eu am început, de când am început, am decis, am deschis conturi la bancă, am luat un mandatar fiscal cu multe înainte de a începe campania electorală, când ai această obligație prin lege, deci cu multe înainte de 3 octombrie. Și am deschis conturi la bancă, deci toate donațiile vin la bancă. Sunt pe site afișate, pe site-ul meu și banca și conturile. Cât ați cheltuit și, până acum în campanie? Trebuie să-l întreb pe mandatarul fiscal, dar înțeleg că săptămânal AEP-ul face un calcul și am primit în total donații, inclusiv contribuțiile mele, că unul din donatori sunt eu, în jur de 50.000 de euro. 50.000 de euro, iar dumneavoastră, dacă nu sunt indiscret, cu cât ați contribuit la propria campanie? Ați pierdut 15-20 de mii, cam așa. 15-20 de aproximativ să... N-am calculat. Sunt exact. Suficienți bani ăștia pentru o campanie? Nu sunt. Da, aici suntem. Avem și donații de 100 de lei. Intră pensionar pe ușă, dar e foarte impresionant. Și spun, am 600-700 de lei pensie și vreau să vă dau 100 de lei. Împreună cu challengerii din Vreau Președinte, am făcut o propunere publică tuturor candidaților. Aceea este de a declara, de a afișa un buget al campaniei. Și adică de a cheltuielile, asta mai trebuie. Și veniturile și cheltuielile în timp real și transparent. Da, da, facem. Sunteți asta, de acord asta, să faceți acest da, lucru? Să nu. Bun, perfect. A doua nici n-am știut că AEP-ul, Autoritatea Electorală Permanentă, face asta. Mi-a spus azi mandatarul fiscal. Că și-am zis, hai să facem cât am primit și cât am cheltuit. Bun, în cazul mai ales al candidaților susținuți de partide, lucrurile se complică. Dar știți că cei independenți nu iau niciun ban de la stat. Adică noi avem toate, noi trebuie să strângem 200 de semnături, nu avem reprezentanți în secțiile de votare și în secțiile de numărare. Cât v-a costat pe dumneavoastră strângerea de semnături? Dar sunt foarte puțini voluntari care au cerut bani. Dar, în schimb, avem obligația să strângem 200.000 de semnături. De ce nu avem reprezentanți în secțiile de numărare și de votare și de numărare? Cele 200.000 de semnături l-au împiedicat pe domnul Stavre aici de față să intre și în cursa reală, spre exemplu. Da, ați vrut să candidați? Am luat-o în serios, dar cred că există bariere, din păcate, și știți mai bine decât mine că atât legea partidelor, cât și alte pârghii de tipul ăsta. La noi legea partidelor e făcută așa încât aceste partide născute la începutul anilor 90 să rămână pentru totdeauna. Și pe fondul celor 5 milioane de nemulțumiți, sigur că le e frică, e un joc de sumă nulă. Nu vrei. Dar să știți că a fost foarte greu, adică avut voluntari în toată țara și oameni care au ajutat, prieteni care au ajutat, nu știu, companii care au ajutat. Deci, într-adevăr, a fost un efort. Bun. Deci, contez pe dumneavoastră, îi voi întreba același lucru pe toți candidații, ca atunci când noi vom veni cu niște propuneri eventual pentru modificarea legii, dar și a controlului. Eu, da. Eu am modificat odată în 2006, m-au ținut aproape un an cu ea în guvern și apoi au remodificat-o după ce am intrat în Europeană. Trebuie transparență totală și să știți că se poate face diferență, se poate face comparația între venituri și cheltuieli, ca să vezi dacă au declarat toate veniturile și n-au luat bani cu punga. Cât costă posterele, cât costă o demonstrație, câți oameni au fost, ce s-a consumat, se poate face. Asta facem noi independent, deoarece nu am văzut niciun candidat. Uite, în Republica Moldova fac asta, de exemplu, autoritatea lor electorală permanentă. Da. Cea de-a doua întrebare pe care vă adresăm astăzi vine din partea colegului meu, Florin Negruciu. Doamna Macovei, întrebarea mea este una pe care aș adresa-o tuturor candidaților la președinție și ea sună așa. Cum putem fi noi siguri că nu sunteți dumneavoastră ofițerul acoperit de care vorbea Traian Băsescu? Trebuie să mă credeți pe cuvânt. Ce dovadă să fiu că nu sunt ceva? Vă pot dovedi că sunt ceva. Există vreo dovadă? O fac, spuneți-mi. Nu știu, doamnă, există vreo cale să... Deci eu am vreo 3-4 adeverințe de la CNSAS că n-am colaborat cu securitatea. Acum ofițer acoperit înseamnă altceva. Dar uite, mă gândesc acum, poate o dovadă este faptul că în 2005,
când am modificat legea justiției, legile justiției în statutul magistraților, am pus interdicția pentru magistrați, de judecători și procurori să colaboreze în orice fel cu serviciile de informații actuale, evident, adică deci a se aplica pentru viitor. Ce ar însemna? Deci am făcut asta în justiție. Ce ar însemna pentru dumneavoastră? Ce s-ar schimba dacă ați afla că unul dintre contracandidați este ofițer acoperit sau a fost ofițer acoperit al vreunui servicii de informații din România? Presupun că s-ar, dacă e cineva care e în fața mea, se schimbă lucrurile. Depinde cum gândește acel om și cum gândește lumea. Eu vă întreb pe dumneavoastră cum pentru gândiți. Mine... E bine, e rău? Nu e rău. Deci un om care... în primul rând, nu știm dacă e vorba de serviciu român sau servicii străine. S-a clarificat? Eu n-am văzut să fi clarificat asta. Dar președintele țării nu trebuie să fie șantajabil. El trebuie să se supună legii și voinței oamenilor. Punct. Deci nu trebuie să fie ofițer. Vi se pare că întrebarea poate fi pusă și invers. Președintele, actualul președinte al țării, făcând aceste declarații, șantajează pe cineva? Se poate. A zis că acea persoană să spună singură, nu? Căci ceva dacă nu, va ieși domnia sa și va spune. Da. E un șantaj asta? Se poate. Acum, eu astăzi am zis că sunt la 6-lea interviu. Am mai fost întrebată cum aș fi procedat și fiind consecventă. De ce aș fi spus de la început? Ori l-aș fi chemat pe acel om și aș fi spus, știu, uite, asta e dovada și ești din competiție, că nu e normal să fii, să ajungi președintele țării dacă cumva ajungi tu, sau aș fi spus public de la început numele. N-aș fi stat așa. Am înțeles. Să țină totuși, pe toată lumea în suspans. Rămân cu senzația că ocoliți întrebarea. De ce ocolesc? Se poate, nu e un răspuns. Bănuiesc că aveți o părere. Este doamnă sau nu? În opinia dumneavoastră, un șantaj, ce face Traian Băsescu acum? Tu îmi șantajezi când vrei ceva în schimb, nu? Deci nu știu ce să vă spun. A spus că e nepotrivit, că eu n-aș face așa. Ori l-aș chema în spatele acelui panou și aș spune pleacă din competiție, ori aș spune public numele. Când faci când șantajezi pe cineva, vrei ceva în schimb. Retragerea din cursă. Retragerea din cursă. Ok, atunci ar putea fi un șantaj. Ar putea fi un șantaj. Bun. Și pentru că ne apropiem de... Dar aș vrea să spun ceva apropo de finanțare, da, fiindcă Autoritatea faceți Electorală o Permanentă vă rog. Mi-a spus azi mandatarul fiscal că a făcut publice cifrele că le face săptămânal și râdea, zice, la noi am cheltuit, noi am primit 50.000 de euro, domnul Iohannis 100.000 de euro sau în jur de 100.000, și domnul Tăricianu 100 și ceva de mii, domnul Meleșcă 100 și ceva de mii. Adică stați un pic despre ce vorbim. Poate că sunt mai popular decât dumneavoastră, domnule. Nu, da, deci nu, ar fi trebuit să fie mult mai mult, da? La domnul Iohannis, da? Deci cu două partide în spate, da? Păi aici e o clarificare pe care trebuie să o suporte legea. Multe dintre acțiunile candidaților susținuți de partide sunt organizate de către partide, iar cheltuielile nu trec și în bugetul de campanie, ci rămân la nivelul partidului. În fine, e mult de discutat asupra... A, deci ce panourile pe care le vedem sunt plătite de partide și ca atare nu intră în cheltuielile de campanie ale candidatului? Asta nu putem decât presupune. Dumneavoastră puteți să și întrebați. O să întreb, singur. Noi facem deja investigații când avem concret ceva, vom anunța public. Asta facem ca ziariști. La final, doamnă, pentru că am ajuns și la finalul acestei întâlniri scurte, mai erau multe teme de dezbătut, mizez însă pe faptul că dumneavoastră veți mai fi disponibilă ca să ne mai întâlnim. Sigur, cu mult drag. În această formulă. Și îmi plac provocările și surprizele. Haideți să vă fac eu o provocare. Să fiți sincer. Când dați următorul răspuns... Dar de ce ziceți asta? La următoarea întrebare. E ca și cum de regulă nu sunt. Nu e fair să ziceți asta. Vă provoc atunci să nu evitați răspunsul. Să vedem. A. Trebuie să fii și diplomat. Diplomat. Doamnă, fiți direct.
Nu v-am întrebat până acum nimic despre Traian Băsescu. Ați avut o relație cu domnia sa, ați colaborat. Întrebarea mea către dumneavoastră e următoarea. Dacă Traian Băsescu ar candida acum la alegerile prezidențiale, dumneavoastră, cetățeanul Monica Macovei, neintrat în campanie electorală, l-ați mai vota? Grea întrebare, într-adevăr. Nu pot să răspund. Și eu am de mălămurit cu mine. Noi nu mai vorbim din 2013, de când ne-am certat atunci cu coabitarea, cu Ponta și cu numirea procurorilor. Iarăși rămân cu senzația că evitați. Și da, nu, am zis asta că a fost provocarea. Răspund, nu pot să răspund. Dar știți că sunt lucruri cu care stai și le judeci, le macini în tine, mai ales după atâția ani care ai lucrat împreună și te întreb de ce s-a ajuns aici. Dar, în fine, m-am întrebat și merg înainte, pe de drumul meu. Deci nu știți dacă l-ați mai votat pe Traian Băsescu? Da, și ar conta și cine ar fi ceilalți candidați. Dacă ar fi un candidat mai bun decât Traian Băsescu, l-ați vota pe acela, celălalt? Da. Cine, doamnă, ar fi un candidat, în opinia dumneavoastră, mai bun decât... Ca să nu zic eu, domnul Morar, uite. Deci dacă Traian Băsescu și Daniel Morar ar candida, l-ați vota pe Daniel Morar. Te vrea să scoate știrea acum. L-aș vota pe Daniel Morar, da. Mm-hmm. Pe cine ați votat dumneavoastră? La momentul acesta, în situația asta sau în situația ipotetică legat de domnul Traian Băsescu, vă spun cu tristețe că nu. Cu tristețe vă spun că nu. Aș face asta. Dar vreau să vă întreb ceva, pentru că s-a discutat și de un candidat ideal pentru o funcție de prim-ministru. Citeam și în programul dumneavoastră, o să fiți un președinte arbitru, și așa spune și Constituția și spiritul Constituției, nu o să fiți un președinte jucător, dar veți fi atentă la ce se întâmplă. Întrebarea ar fi următoarea. Președintele Băsescu, în opinia mea, a abuzat de litera Constituției, pentru că e ușor să formezi o majoritate dacă tu ești cel care dai primul ministru. Majoritatea se formează ușor în Parlament dacă tu propui guvernul Boc 1, 2, 3, 4. Vă întreb, ați face același lucru sau ați pornit de un principiu democratic care spune că Parlamentul dă o majoritate și ați ține cont de acea majoritate? Așa e în democrațiile consolidate, sigur, poate cele cu două partide. Cum ați face? Sunt sincer foarte curios. Ați forța... alegând dumneavoastră și da, nu știu dacă e corect să spuneți forțat, pentru că Constituția noastră așa este, bună, proastă, așa este. Spune că dacă există în Parlament un partid sau o alianță juridică, nu electorală, care are peste 50+1, ești obligat. Dar dacă nu există, poți să iei din orice partid, oricât de mic ar fi, parlamentar. Dar vă dați seama că având această posibilitate, puterea președintelui n-aș forma guvernul. Bun, e un sistem semiprezidențial. Ați face lucrul acesta? Asta e o întrebare pe care vă pun. Știți pentru că aici contextul, am auzit discuția. Victor Ponta e premier, da, ok, asta e majoritatea acum, dar dacă s-ar schimba? Dacă se schimbă majoritatea cu oameni cu care eu pot să-mi îndeplinesc acest proiect pentru țară, da. Ați ține cont de majoritatea parlamentară sau ați propune? Nu, aș urma Constituția, asta vreau să spun. Okay. Dacă s-ar crea o majoritate care să facă aceste lucruri. Păi, da, trebuie să pui condiții, adică vrei ceva întotdeauna, nu vrei să urci în trenul care duce acolo. Dacă e constituțional, repet, altfel nu te urci în trenul. Și dacă îmi permiteți, vă rog, pentru că era... dacă vreți, întrebarea prietenilor, colegilor care sunt în societatea civilă și luptă, dacă vreți, pe frontul feminist, și o spun nepeorativ, eu fac. În program l-am citit, din păcate, tocmai pentru că mi se pare că e un program mai degrabă de dreapta, femeile apar la capitolul sau la întrebarea, la punctul 70, alături de copii și de familie-tradiție. Sincer, așteptările din partea
celor care sunt în societatea civilă și militează pentru o reprezentare politică a femeilor mai hotărâtă și salută inițiativa noastră de a candida, așteaptă... Ar fi vrut un capitol pentru femei? Nu știu, dar cum vedeți ordinea aceasta și varianta mai degrabă liberală, populară, europeană? E o mare dispută în Parlamentul European, de pildă, dacă în politică e bine să ai cote? Da, e o întrebare sau bună. Sau nu? Sau e jignitor pentru femei să intre pe cote? Da, da. Liberalii, de exemplu. Înfisăm cote și vă spun argumentul. Deci, în m-ați întrebat față, ceva, lăsați-mă da, să răspund. Da, mă scuzați, vă rog să mă scuzați. Nu aș fi făcut un capitol pentru femei și nu aș face nici acum, care însemna o discriminare. Eu niciodată nu m-am raportat la mine ca femeie în politică. Înțelegeți? Nu așa m-am raportat. N-am ținut, dacă m-am certat cu primul ministru sau cu președintele, nu m-am gândit că țipă la mine sau mă face nu știu cum pentru că sunt femeie. Deci nu gândesc în termenii aceștia. Bun. Accept asta, dar realitatea din politica românească este următoarea. Că sunt puține femei. Sunt puține, da. Și când vorbim de măsuri afirmative, spun că pentru o perioadă limitată de timp, așa poți cum propuneți... Poți să faci și cotele, da. Poți să faci și cotele. Avem reprezentare pe județe. De ce n-am avea jumate din... Țara asta e formată din femei și acolo unde se face politica și se fac luau deciziile, sunt numai bărbați. Și poate că nu întâmplător e banii ciudată, se duc la... E ciudat felul în care v-ați așezat în tabere, ar fi fost de așteptat să fie invers. Da? Mă bucură faptul că domnul Stavre insistă pe această chestiune și poate... Îi promiteți măcar că vă gândiți. Nu trebuie să-mi promit. Nu, de cote am înțeles. De, m-am gândit mult la cote, că am avut multe, multe voturi de genul ăsta în Parlamentul European. Și chiar femei, țin minte, prietene din, din Marea Britanie erau împotriva cotelor, foarte feministe. Eu nu mă pot numi o feministă înfocată, nu. Foarte feministe și spuneau, suntem jignite de asemenea cote. Bun. Dar trebuie femei în politică, asta categoric, și în funcții de conducere în toată țara. Eu cred că trebuie să fie oameni pregătiți în politică, da. Indiferent că sunt femei și bărbați. Nu ne despărțim în această seară înainte... Fără încă o întrebare. Nu, e o provocare. De data asta nu deci, e o întrebare. Așa s-a rămis și ultima întrebare. Sper să nu evitați și această... Nu, răspunsul dânsului a fost bun și că, când l-am auzit, nu l-aș mai vota cu tristețe. Da. Păi vi-l asumați? Reveniți asupra... Nu mai revin, Dacă l-am auzit, am simțit... Lăsați așa, doamnă, niște insinuări și vă plasați pe o zonă a incertitudinii. Vă e teamă că pierdeți alegătorii care îl preferă pe Traian Băsescu? Că nu înțeleg de ce... Nu mă plasez. Nu, e... Ok, pentru mine a fost o... Eu m-am simțit rădat atunci când... l-a executat pe Morar în direct. Nu știu, poate că nu aduceți aminte seara aceea. Da. Pentru mine e de neuitat. Toată viața am să o țin minte. Când a spus că e o problemă constituțională. Da. Și a doua zi și-a dat demisia din funcția de locțiitor al procurorului general. Deci da, a fost un moment greu pentru că lucrasem împreună atâta timp și trecusem prin atâtea lucruri grele și făcusem atâtea împreună. Și dacă așa e în politică, că nimic nu contează și fără sentimente și fără, nu știu, fără sentimentul ăsta, că suntem într-o echipă, suntem 10 ani împreună, facem ceva împreună, da? Și deodată intervine, nu știu ce intervine, intervine pactul cu Ponta pe coabitare, nu știu de ce. Da, a fost dureros. Altfel, uitându-mă, e un politician foarte bun în continuare. Uitați-vă ce face în raport cu politica externă, da? În raport cu rușii. Dar, pe de altă parte, sunt multe lucruri pe care nu le-aș face ca el, categoric. La final. Noi am lansat... Ca să nu mai spun câte minciuni a spus despre mine la televizor, da? Doamne. Da, asta e. Îl face nu și sunt mincinos sentimente. Acum. Nu sunt sentimente în politică. Da. Îl face și mincinos acum. Păi da, a spus, da. Că m-a trimis să-l găsesc pe Daniel Morar. Păi nu. Spuneți-o direct. Păi, am spus-o de fiecare dată cât am putut mai civilizat, că eu sunt civilizată. Și totuși cu sentimente, mincinos, nemincinos, vă mai gândiți dacă l-ați vota? M-ați întrebat direct dacă ar fi unul mai bun și am zis că dacă ar fi unul mai bun, l-aș vota. V-am pus o altă întrebare la început.
Păi, da, da, contează asta. E în regulă. Bun. La final, doamnă, noi am pus la dispoziția cetățenilor românilor, da? Un soi de aplicație tehnic pe site-ul Vreau Președinte și în această campanie Votești, prin care le dăm lor posibilitatea de a-și viraliza mesajul. Au ceva de spus, s-au săturat de afișele pe care le văd pe străzi, pe Facebook, chiar și de ale dumneavoastră. Le-am pus în mână cetățenilor această unealtă prin care pot ei să spună pe un afiș, pe un poster, ce vor. E un spectacol acolo, vă îndemn să vă uitați, să vedeți ce mesaje au putut cetățenii să emită și să și le pună pe contul de Facebook. Iată, e un exemplu. Voi propune și vă voi provoca și pe dumneavoastră, îi voi provoca pe toți candidații la prezidențiale din această cursă să facă același lucru, că până la urmă și candidații au dreptul de vot. Da? Să vă faceți și dumneavoastră un afiș. Acum, în direct, un coleg va scrie ce mesaj doriți dumneavoastră să fie pus pe acest afiș. Veți putea să-l puneți pe contul dumneavoastră de Facebook. Scopul acestor mesaje, trebuie să știți de la bun început, este să meargă lumea la vot. Exact. Nu pot să spun indiferent. Că pentru mine. Ba, sau pot. Ba, da. Doamnă, puteți să faceți... Mi-a dat voie challenger-ul. Să știți că puteți să faceți și asta. Nu știu dacă va fi apreciat atât de bine. Aveți suficient de multe afișe pe Facebook? Numai pe Facebook am. Da? În care îndemnați oamenii să vă voteze pe dumneavoastră. Deci, practic, nu vreți să fac campanie. Aveți libertatea să scrieți acolo, doamnă. Ce doriți. Da. Aveați un mesaj foarte interesant. Te rog să o lași pe doamna Macovei să spună dânsa mesajul domniei sale. Sărăcia nu este întâmplătoare. Se și scrie în timp ce. Da, mă uit. Punct. Corupția aduce... Sărăcia este adusă de corupție. Este adusă. Punct. Sunt 130 de caractere, ca să știți. M-am spuneți la mijlocul mesajului sau la începutul lui. Dacă lași corupții să voteze în locul tău, nu sau dacă lași corupții să voteze, vei pierde putem pune numai corupții? Nu, numai corupții să voteze. Dacă lași numai corupții să voteze. Vei pierde. Ei votează oricum. De asta am zis numai. Da, să voteze dacă mai e la... Așa. Să voteze. Da, să voteze. Dacă lași numai corupții să voteze... Nu voteze. Va scrie imediat colegul și să voteze, dar cred că ați depășit limita de caractere. Vei pierde 5.000 de euro. Am făcut un calcul, dar acum n-am loc de restul. Dacă lași numai corupții să voteze, vei pierde 5.000 de euro. Da. Bun. Ăsta este mesajul dumneavoastră. Se pierd 25 de miliarde de euro pe an. Din corupție, în 5 ani de mandat, 125 de miliarde. PIB-ul României. În 5 ani, PIB-ul dăm acolo. Da, da, da. Ăsta e mesajul dumneavoastră. Pentru a veni oamenii la vot. Îl veți avea. Pentru că e legat de sărăcie și de prosperitate. Mulțumesc, deja l-am spus.
Doamna Monica Macovei, vă mulțumesc pentru că ați venit în această seară la dezbaterea noastră. Vom încerca să organizăm o dezbatere în care nu veți fi numai cu mine, care vă reproșează că evitați întrebările, ci și cu ceilalți candidați reali, contracandidați în această cursă electorală. Îi mulțumesc și domnului Stavre pentru că a venit. Numai bine, o seară și bună. Și dumneavoastră.